Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare destul de scurtă pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac, etalare pentru această perioadă de vreme, de timp, de ce vreți voi să fie de calendar. Nu venim decât de la clarificatori o carte, însă, stăteam și mă gândeam în timp ce amestecam cărțile, mai nu știu, eu am iubit cândva un rac, e dificil, eu zod, e dificilă, haideți, vă rog frumos, recunoașteți. Și tu, Doamnă Divină, ești dificilă, chiar dacă noi am mai stat de vorbă în ultima vreme. În ultima vreme racii cam tac. Sper că nu tac și le fac, sper că vă puneți la cale un plan de acțiune coerent, puternic pentru anul ăsta. Ce a vrut să apară, în mod special, valetul de bâte. Dorința de inițiativă, de a iniția ceva, de a comunica, dar nu de a comunica așa, de dragul de a comunica, nu. Să manifestați ceva ce vă place, pasiune, probabil că sunteți atrași de cineva, dar nu e vorba doar de atracție fizică. E vorba dorind de a începe o nouă călătorie, de a începe ceva, de a crea în călătoria asta, în comunicarea asta, de, eu știu, în acești prim pași pe care vreți să-i faceți într-o direcție, eventual cu cineva. La capătul setului de cărți, mare, mare trădare, sentiment de trădare. Ar putea să fie și o durere fizică, poate aveți probleme de coloană, unii, nu știu, vin mesaje. Dar e vorba de un contract, măi, un contract care probabil v-a creat iluzii la un moment dat, ați crezut că vă aduce fericire, poate să fie și o căsătorie cu 10 de cupe și justiția. Poate că, dragii mei, căsătoria e un contract, măi, adevărata fericire în afara contractului, ca să știți, nu în afara căsniciei. Nu, puteți să fiți fericiți cu cineva fără să semnați prostiile alea de hârtie. În fine, astea sunt viziunile mele, dar dacă a fost o căsnicie, s-ar putea unii dintre voi să vă simțiți trădați. Să fie apărut o altă persoană ori în viața voastră, ori în viața lor și să trebuiască să alegeți între, ia uite, figuri tradiționale și acea dragoste. Și acea dragoste care vă aduce multă fericire. Și dacă nu este căsătorie, poate să fie iluzia, fericirea, ați văzut voi, ați fost crescuți unii dintre voi, împăratul și marele preot. Mai ales dacă sunteți bărbați, probabil că ați fost crescuți într-un anumit fel. Și aveți niște iluzii legate de căsnicie, de familie. Eu zic că sunt iluzii. Aici este o mare dezamăgire. Eu vă zic, fericirea nu ține de contracte. Poate că acolo ați învățat să... Nu știu, ați văzut că ați crezut că trebuie să aveți controlul, nu știu ce ați văzut acolo în familie, dar în familie unii dintre voi, mai ales bărbații, ați învățat că trebuie să fiți în control și nu știu dacă e chiar așa ok. Okidoki. Cu alte cuvinte, exprimarea emoțională, mai ales la această zodie, vine mai greu. Nu se cade. Împăratul și cu male preot nu se cade. Trebuie să fim bărbați, măi, și probabil bărbații care se simt, sunt în zodia racului, se simt, poate, e o părere, zic și eu, nu părere, e întrebare, se simt frustrați că sunt în zodia racului și nu în berbec sau în leu sau în taur sau în scorpion, în zodii de-astea mai masculine, măi, dar până la urmă masculinul faceți voi și femininul la fel, apropo, îndrăgostiții. Yin și Yang, masculin și feminin, este în noi. Nu trebuie să-l căutăm în afara noastră. Vin mesaje, scuzați-mă, m-am băgat. Scuzați-mă, ia hai să scot eu cărțile, să nu mă mai bag prea mult. Ia, valetul de cupe, dorința de a exprima, iar emoții, totuși. E o situație la distanță care... Și separare. E o separare, totuși. E o separare și e și speranță. Că vă veți întâlni și veți exprima ceva din... Măcar o parte din ceea ce simțiți. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord îmi vine să cânt, Nodul Nord îmi vine să cânt, Nouă de monede, anul ăsta o să fiu mai cântăreață, cântăcioasă, nu știu, Nouă de monede, independență, poate că va atrage cineva, eventual o femeie independentă care muncește în grădina sa, își vede de treburile sale și vi se pare interesant, da, e interesant să fii independent. E o diferență între 9 de cupe care uneori are tendința să fie egoist, să se gândească doar la el, la ea. 9 de monede nu se gândește doar la el, la ea, se gândește și la ceea ce creează și la cei din jur și la evoluția sa și până la urmă știți care e chestia? Nu e important nu să ai palate, ci să fii bine în ceea ce ai creat tu cu mânuțele tale și cu inteligența ta. Ia uite apropo.
Regele de spade și justiție, iar poate unii dintre voi aveți a face cu cineva cu marcaj în semnul balanței, dar e un bărbat care se gândește. Eventual, cum ar putea să fie corect? Ar fi frumos, pentru că nu e frumos să ne gândim cum e să fim incorecți, ci cum să fim corecți. Ia uite ce mi-am luat eu pentru rac, adică hai să fiu și așa mai aproape de voi. Scarabeu, care mi se pare cel mai potrivit pentru rac. Și scoica asta superbă. Mi-a plăcea să am mai multă scoiculiță, dar n-am decât câteva. Asta e cea mai extravagantă. Dar mă sperie, nu știu, pe mine scoicile, uite, chiar stau și mă gândesc, mă sperie. Undeva mă sperie. Hai, soarele mă venit. Am zis că e mai mare, că fac mai scurtă etalarea. Soarele mă venit să ascendem mă dândă norac o dată, de două ori. De trei ori. Voi și o persoană, am uitat să zic, o persoană la care vă gândiți, cu care relaționați, mama, tata, sora, iubitul, iubita, cine vreți voi, colaboratorii voștri, cine vreți voi să fie, cine recunoaște sau poate nu recunoașteți, în fine. Asul de spade, băi, deci e chestiune de comunicare, începe frumos. Am mai văzut asul de spade la celelalte zodii pe care l-am văzut, dar parcă n-a apărut chiar din prima, așa. Băi, 8 de spade, dar vă faceți griji cum să comunicați, prea multe griji. Cavalerul de spade, măi, dar prea multe spade, am zis gânduri, 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 că asta e, dar de ce să... Măi, știți, i-am mai zis-o, nu mă credeți, cei cu marcaj în zodia racului, de fapt, sunt în zodia geminilor din punct de vedere vedic. Ar trebui să fie în ultimele grade zodia racului ca să fie chiar rac autentic, în fine. Eu am să zic autohton. Poate că unii sunteți plecați pe alte meleaguri. Nebuna a apărut. Măi, la ce zodia mai a apărut? Nu știu, la... A apărut și la berbec? Cred că a apărut și la taur. Da, chiar aici, pe primul rând. Da, ultim. Da, știți că trebuie să o luați de la zero, dar pentru asta trebuie să comunicați. Vreți eventual să vă eliberați de ceva, de blocaje, de stres, de... O inabilitate de a exprima ceva, de niște programe mentale, că vorbeam de tradiții, de educație acasă, la școală sau, eu știu, cultura în care v-ați născut. Până la urmă, în viață trebuie să fii mai flexibil. Asul de spade. Dorința de a începe ceva nou în temei, care să vă aducă victorie, dar, repet, deocamdată n-au apărut emoții. Într-un fel sau altul, evitați aspectele care țin de sentimente, probabil că vă e teamă. Dacă vă e teamă de sufletul vostru, de emoțiile voastre altora, ce să mai zicem de alții? Ce să mai zicem de alții? Da, vreți să fiți în capacitatea voastră mentală cea mai bună, să zic, să aveți putere de discernământ și nu e vorba doar de discernământ, casul de spade înseamnă și gândire, cugetare, da, cugetare și discernământ între alb și negru, că sunt două laturi, da? Între lumină și întuneric, între ce e corect, ce e incorect, că tot am văzut balanța de câteva ori, justiția, în sensul nu de zodie, de justiție. Pentru că, interesant, totuși apare, ia uite ce văd, apare o energie feminină blocată și două energii masculine care parcă ar, și mie îmi plac cavalerii, am uitat să vă zic, îmi plac filmele istorice, mie nu-mi plac filmele de amor așa de mult, îmi plac filmele istorice cu cai, cu cavaleri, cu lupte și acest cavaler vine pe cal alb să o elibereze, pentru că asul de spade înseamnă eliberare, cavalerul de spade, măi, e fain în felul lui, e aventuros, e curajos, îndrăznește să comunice adevărul. Și chiar dacă, aici e chestia, chiar dacă are emoții și le ține în control, și sufletul și mintea și le țin în control, pentru că are un scop. Are de eliberat pe cineva, are de eliberat pe sine, are de cucerit, are... Știți, am meditat, am zis că fac anul ăsta niște prezentări legate de fiecare carte și mă gândeam la cavaleri. Oricum anul ăsta fac expoziție cu cai. Am stabilit. Desenez cai de când eram mică. Ce vreau să spun? Vreau să spun că acești cavaleri... Dacă ar fi din cei patru cavaleri să alegi un anume
tipar de cavaler care să protejeze o cetate, o familie, un personaj, cei din prima linie ar fi cavalerii de spade. Cei din prima linie. Eventual, cei care se ocupă de arme de foc, ar fi evident cavalerul de foc. Cei care se ocupă de protecție, cavalerul de monede, și cei care se ocupă de hrana în cetate, cavalerii de cupe. Da, e frumos. Nu uite ce stau de vorbă cu voi, nu o să vă etalez, scuzați-mă. Dar mi se par fain cavalerii și să nu uităm, nu mai zic, gata, mă abțin. O să vă zic că nu o să fac prezentarea. Cavalerii, da, cavalerii sunt faini. Au un grad, mai ales cavalerul de spade, au un grad de nebunie în aparență. Cavalerul de spade pare nebun că este impulsiv, este de nestăvilit, este... Care cuvântul? Că vine în engleză, nu știu de ce vine în engleză cuvântul. Unpredictable. Da, nu știți, nu știe nimeni exact când ce va hotărâ și cum va hotărâ și cum va acționa. Are un grad de nebunie, dar e o dorință de a lua de la zero. Acest top de spade, evident că poate să vă reprezinte și pe voi un program mental. Da, interesant cum vine mesajul. Poate ați avut de-a face, domnilor, eventual, că tot am zis, poate nu musai vrei să eliberați o domniță, musai. Poate vreți să vă eliberați, dar acele domnițe care joacă rolul de victime, da, sunt multe în această lume, da, care joacă rolul de victime, mare grijă. Interes, opa, artistul și împăratul. Artistul și împăratul, interesant. Poate un artist care face bani ar fi fain, dar care vrea să aibă control, care vrea... famous. Foarte, da, de succes. Dar nu cred că e chestiune de asta. Nu cred că e numai chestiune de artisticitate, de control. Este dorința de... Artistul manifestă, dragii mei. Mi se pare cea mai faină meserie din lume. Printre încă două, trei. Da. Artistul manifestă acolo, în alte planuri, ceea ce va veni în planul acesta. Ce? Dorința de stabilitate, de control, de, eu știu, abundență, de stabilitate. Eventual puteți să și evadați, pentru că evadați în alte planuri unii, nu toată lumea. Evadați în alte dimensiuni prin arta voastră de un personaj care încearcă să vă controleze, acăsică, eventual, sau la locul de muncă. Am văzut balanță contracte. Însă, eu zic că cel mai frumos ar fi să manifestați stabilitate și să lăsați în urmă, iau, de jocurile mentale, apele, tulburi, deciziile, prietenii care o să practice jocuri mentale, să vă distragă atenția de la calea voastră, de la stabilitate, de la control, autocontrol. Interesant e 23. Poate anul ăsta ceva, creați ceva spectaculos și în primul rând acel spectacol o să vă aducă un anume tip de, nu doar de stabilitate, de autoritate, aici era cuvântul, autoritate și autonomie cumpărată. Păi, ce mesaje, și am vorbit mult, da, măi, mă, nu e, doar 13 minute, am vorbit repede, mă așteptam să vi vorbim mai mult. Haide mă, scarabel. Ia uite să clarificăm. Soarele nu vine însă ascendent, nodul nord, marac. Oricum vreți să o luați de la zero. Unii poate aveți cățeluș, nu știu, cățelușul vă va urma, pentru că e un simbol al loialității. Poate aveți un prieten care vă urmează sau care vă susține sau care vă încurajează. Dar pe lângă prieten aveți credință. Învățați să aveți credință, că asul de spade e un mental dincolo de tradiții, de programele mentale. E o credință experimentată, aș spune. La nivel personal. Uf, uite ce apare. Măi, niște blocaje care țin de cultură, de familie, iar de tradiții, de care regina de spade ați vrea să vă eliberați. Iar, chestiune de mental. Și iar 10 de spade reapare. Hai să mai amestecăm o lecuță. Shema, Dumnezeu, Mimie, Mihail. Smoli, Gabriel, Merihnai, Uria, Ume Aholai, Rafael,
apa aerul și șachimintea. Și apare. Ia uite, 9 de monede. Nu văzusem și mai devreme dorința de a fi independent. Repet, poate o femeie care vă inspiră. Sunt neapărat o femeie, un personaj independent care vă inspiră. Nu e vorba de singurătate, gen... Și aici este o singurătate impusă de niște gânduri ale voastre, ale altora. Nu e nici de singurătatea, solitudinea eremitului. Nu e 9 de monede, este o... singurare care permite manifestarea altor lucruri, creșterea, dezvoltarea personală, 9 de monede. Iar regele de spade, da, nu mai apărut regele de spade, parcă am mai apărut mai devreme, confund. Da, trebuie să alegeți. Ia uite, e o separare bruscă între voi și cineva. Faetonul, să zicem că sunteți voi. Acea separare bruscă v-a adus mult stres. Dar simțiți nevoia să comunicați despre ce s-a întâmplat înainte, după. Pentru că ați meditat foarte mult la acea separare. Posibil să vreți să vorbiți cu această femeie, nu cu asta. Nu, cu cea care e legată. Poate aspectul vostru feminin. Oh, da, interesant cum vine mesajul. Cărți masculine și feminitatea unora este blocată. Inclusiv femei, da. Hai. Nu mai vorbi atâta, Ela, ia, hai. Asul de spade, clarifică, asul de spade. Dau prea mult din casă, știu. Ia uite, băi. Ați înțeles, înțelegeți niște chestiuni, exact ce am zis eu mai devreme. Le-ați înțeles, le știți. Nu că le știți de mult timp. Însă, poate din niște motive au întârziat niște începuturi sau niște decizii sau o comunicare sau o eliberare. Pentru că știți cum e? Nu e suficient să te trezești și să înțelegi ce se întâmplă în familia ta, în neamul în care te-ai născut, neamul șoimăreștilor tot îmi vine astăzi. Da? Cultura în care te-ai născut, tradițiile pe care, eu știu, care ți-au fost impuse, contractele pe care le-ai semnat, aici, pe acest pământ, și chiar contracte spirituale. Justiția cu marele preot poate să fie o căsnicie, dacă nu a voastră, altora, a părinților, a bunicilor sau a eu știu cui. Poate să fie și așa ceva. Dar cu asul de spade pare că e o înțelegere și mai degrabă o eliberare, măi. Eu așa văd o eliberare. 8 de spade. Pentru că apare și 0 mai încolo și cavalerul de spade care... Ia, uite spade. Extraordinar! Eliberare cu asul de spade! Eliberare de programe! Băi, deci nu se poate. Nu știu acum eliberarea voastră, a persoanei cu care aveți de-a face. Unii dintre voi poate că urmăriți. Regina de cupe puteți să fiți voi... Haideți, m-am zis că fugiți de niște emoții, aveți emoții mari față de cineva. Poate că și în general sunteți, dar depinde acum și de lună. Nu înseamnă că dacă sunteți născuți în zodia racului, sunteți super emoționali. Puteți să fiți excepțional de mentali. Totul depinde nu de zodie, dragii mei, de lună. Unde aveți luna. Dar unii dintre voi, eu cred că unii sunteți deja îndrăgostiți. Și ați vrea să construiți ceva, cavalerul de monede, dar această construcție vine încet pentru că probabil iar e o chestiune de eliberare a voastră, a persoanei dragi, iar de contracte, de preconcepții, de tradiții învechite. Între timp stați și vă urmăriți. Voi pe ei, poate și ei pe voi, nu știu, variază de la om la om, nu știu, care pe care se urmărește mai mult, dar... Trecând peste acest, să zic, spionaj, care spionaj poate să însemne și când ascultați zodia lor, dar vă zic, nu e suficient dacă nu le știți Luna, dacă nu le știți Venus, dacă nu le știți și alte planete. Zodia e foarte, extrem de generală și uneori irealistă, sincer. Ascendentul, Luna sunt mult mai importante. Ce mai e? A, interesant cum vine. Apropo de, iau-te, cavalerul de spade care vrea, cavalerul înseamnă mișcare, dacă nici cavalerul nu înseamnă mișcare, ce mai fi mișcarea? Da? Și voi la faeton aveți doi cai, nu?
aici e frumos. Alb și negru, umbră și lumină. Vreți să faceți cale prin toate blocajele, că am văzut nouă de bâtă mai devreme, da, prin toate blocajele care sunt, ca să vă puteți elibera sau ca să puteți elibera pe cineva și eliberați, cum adevărul ne eliberează. Trebuie să comunicați într-un anume fel ca să scăpați de de obsesie mentală față de cineva. Opte spade și o obsesie, faptul că vă gândiți tot timpul la cineva. Un atașament, interesant cu sforile astea, un atașament mental pe care nu-l înțelegeți până nu comunicați. Poate să fie și invers. Cavalerul de spade. Nu vorbim mult la zodiacului, nici nu mă așteptam să vorbesc așa de mult. Racii sunt mai ciudați. Cavaler, e alt cavaler. Ia uite, exact ce văzuse mai devreme. E o dorință impulsivă de a veni, de a libera, de a comunica și de a comunica ce? Că vrei să construiești ceva, ceva bazat nu doar pe sinceritate, dar și pe sentiment și pe emoții pure. Și aceste gânduri și emoții să se poată manifesta în plan terestru, în plan, eu știu, material. Prin ceva, printr-o relație, eventual. Printr-un proiect, printr-un dar. Trăiași, mămică, nu e de acolo. Judecata. Dacă ați fost respinși, dacă ați întâmpinat blocaje, toate au fost ca să învățați să crește, să vă ascultați intuiția, discernământul și să vă transformați. Iar e o dorință de împăcare cu un personaj pe care probabil simțiți că ar fi la fel de puternic ca voi sau v-ați dori eventual oameni puternici, că v-ați săturat de victime, iar nu uit mesajul, vreți oameni puternici, nu vreți victime. Nici oameni care vă controlează, că văzuserăm și împăratul, da, dar nici victime, nici narcisiști, nici coward. Ia, nebunul. Clarificăm nebunul. Ua, ce frumos. Nu plângem, nu avem voie. Soarele. Iar apare calul. Vreți să luați la zero, să vă simțiți eventual să vă vindecați copilul interior în relație cu cineva care vă înțelege, care vă susține și pe care eventual puteți voi să-i susțineți. Nu știu care e pe cal voi. Cine e calul aici, în acest cuplu? Că seamănă cu puterea, da? E o femeie cu leul, aici este un copil cu calul. Cineva care să vă înțeleagă natura copilorasă, dar și stabilă și invers. Dacă în prima carte aveți soarele în spate, bine, și aici tot în spate, dar ar spune că e mai degrabă deasupra. Nu știu, e o credință și e bine, ia uite, că avem cărți care reprezintă credință. E o credință, dar repet, nu este justiția alege, discerne între tradiționalism, fanatism religios și credință. E ceva, 10 de monede. Exact ce am zis mai devreme, dorința de a vă elibera de programe mentale, de confuzii, de amânări, de regrete, de lupte interioare și poate și exterioare cu alte părți care v-au influențat, de amânări, de așteptări, această separare care a fost între voi și persoana, eu știu, persoana despre care vorbesc eventual. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să învățați să alegeți. Ce să alegeți? Nu familia, nu e vorba de familie aici. Nu cred că e vorba de familia vreunuia. E vorba de... Exact, cred că ce ați putea să creați împreună. Sau un anume tip de familie sufletească. Să mai clarific ceva? Arată bine.
A zis că e mai scurtuță. Ia uite, 24, băi, parcă erau 16 la majoritatea, au fost 16, 18. Hai, gata, mesaje. Am zis, etalări scurte, să fac cât mai multe, să-mi scot pârlea alea. Răcușori și răcușoare. Mesaje. Băi, ia uite, am mai apărut la o zodie. Sunteți fără limită, 4. Da, dragii mei, sunteți fără limită, dar mai aveți flacăra geamă în sufletul pereche, în preajma voastră, în gândurile voastre. Eventual, energia voastră masculină are nevoie de cea feminină și invers, cea feminină are nevoie de cea masculină. Sunteți fără limită. Am două cărțile. Ascultați-vă, inima era. Am mai văzut Ask for Help. Puteți să cereți ajutorul cuiva, cum ale preot, ca să înțelegeți, ca să vă eliberați, ca să vă echilibrați. Iar îmi vine să cânt ceambre? Și nici nu cânt ceva. Uite, apropo, să vă mărturisesc că tot s-a amestecat și vine să cânt. La începutul anului mi-a dat chitara jos din pot și am început să strângăm. Da, eu cresc cântece, apropo de artist. Da. Canalizez cântece. Dar n-am nicio... Dar sunt drăguțe, mie-mi plac. Dacă mie-mi plac, asta e cel mai important. Să vorbesc eu singură. Ia uite, îmbrățișați-vă emoție, mă, deci cu alte cuvinte, nu stați prea mult în mental, totuși, că aici ideea e să fiți în echilibru. Dragostea este peste tot în jurul vostru. 16, apropo de turn, vă veți da seama că dragostea e în jurul vostru. Da. Unii dintre voi n-ați împărtășit ceea ce simțiți. Pentru că amândoi sunteți încăpățânați, amândoi puteți să fiți puternici, dar amândoi v-ați ascuns. Unul cu asta cu spatele, altul a purtat, mă, și ia ca așa. Iată așa. Cam atâta, sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut interesantă față de alte zodii. Mai mișto decât în alte părți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!